100 de grame de ceapă conține doar 30 de calorii, așa că este bună și la dietă. Totodată conține sulf, cherticină și antioxidanți cu potențial anticancerigen. Cu un gust proaspăt dulceag, ceapa verde este preferată a tuturor în sezonul cald, alături de o bucată de caș sau într-o salată cu roșii zemoase. Dar ceapa verde nu este doar gustoasă, ci și sănătoasă. Iată câteva beneficii ale consumului de ceapă verde. Bună pentru diabetici și hipertensivi. Ceapa conține sulf, un compus care ajută la reglarea glicemiei. Alți antioxidanți din această legumă contribuie la combaterea acțiunii radicalilor liberi asupra celulelor și protejează inima. De asemenea, s-a constatat că poate echilibra nivelul tensiunii arteriale, ajută digestia și întărește imunitatea. Consumul de ceapă verde este asociat cu un risc mai mic de răceală, gripă și alte infecții respiratorii. Acest lucru se datorează conținutului bogat în vitamine în special vitamina A și C și minerale. De asemenea, ajută la ameliorarea febrei și atusei, ca urmare a proprietăților antivirale și antibacteriene. Ceapa timpurie este bună și pentru digestie, deoarece este bogată în fibre. Este indicată și în caz de diaree sau alte tulburări gastrointestinale. Previne virozele respiratorii. Ceapa, ca și usturoiul verde, stimulează sistemul imunitar și distruge direct virusurile gripale. Datorită alicinei, care este un antibiotic și un expector puternic și al clorofilei care are efecte antiinflamatoare, ceapa verde este eficientă ca adjuvant atât în bronșitele infecțioase cât și în bronșitele alergice, fiind și un bun mijloc de prevenire a asmului bronșic. Tot din bulb care are proprietăți anticoagulante împiedică formarea cheagurilor de sânge, fiind recomandată în cazul tromboflebitelor sau trombozelor, relatează monitorul Express.ro.